Continuăm mai departe cu următoarea situație, cea în care, pentru a fi inclus de bucureșteni în orașul lor, trebuie să faci în felul următor. Datorită faptului că trăiești în București și ai plecat din provincie și ai fost granted, adică acceptat, mai pe românește, trebuie să-i bajocorești pe provinciali. 1. Dacă eu spun că ăsta e țigan, așa să fie pentru toată țara. 2. Dacă vorbește moldoviniește, cu accentie sau cu altceva, este exclus. Este access denied. Dacă te duci în provincie și la ai tăi sau oriunde și treci printr-un magazin, trebuie să te comporți net superior, adică să mulțumești că ești taxatoarea de la casă și că m-am oprit în magazinul tău care a fost deschis de Lidl-ul meu, Carrefour-ul meu, Cora mea sau mai știu eu ce. Bun. Asta au fost a treia, a patra. Ar fi așa. Important e dacă ți se spune pe față, nu ai față de bucureștean, să te dai la o parte. 5. Dacă vin peste tine, nu ai ce face, pentru că oricine îl crede pe bucureștean, pentru că e mai important că îți dă un loc de muncă, îți dă un ban pentru, nu știu, locul de parcare pentru care îl plătește sau nu îl plătește în provincie, pentru factura care a uitat să o achite la Radio TV. Sau pentru pachetul de țigări de care are nevoie când stă la în coloană, bară la bară, până la Brașov, trecând direct prin Valea Prahovei. Și acum, cam atât, doar pentru a fi acceptat ca bucureștean.